Neputințele poporului, însuși în terenul acesta în loc meștere, spre temătuirea celor care se umb din ele, spre depărtarea toată neputința și a toată boara, spre izbăvirea de rea celor ce așteaptă la tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne atotputernice să ne mântuiești pe noi, pe toți. Unule, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi, pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și căruia de aceștia care sunt de față, pentru cu toți cei care s-au pomenit, să vă propun această sfântă taină, ridică pe dinși din patul durerii, pentru mila bunătății tale, cercetează pe dinși cu mila și cu îndurările tale, depărtează, dar de și toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna ta și a taure, să slujească ție cu toată mulțumirea, ca și acum, pe când repărtași iubirii tale de oameni cele negrăite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, ca al tău este a nemiluit și a nemântuit pe noi, Hristos, Dumnezeul nostru, și fie slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău, cel fără de început, și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.